Haideți să deschidem la Faptele Apostolilor, la capitolul 8 și să citim de la versetul 26 în jos. Cuvântul Sfânt spune astfel. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a zis și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia, el i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere. Și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să reluați locurile. Cu bucurie, fraților și surorilor, și prea iubiți prieteni și dragi candidați pentru botez, cu bucurie vă salutăm. Avem aici frați și prieteni și ne bucurăm să ne revedem fețele. Numele de candidat vine de la latinescul candid, care înseamnă alb, curat, pur. Așa să fie sufletele voastre, de acum înainte, până la capătul vieții. N-am venit cu un cuvânt, să zic, prestabilit. În timpul rugăciunii, Domnul mi-a arătat în dreptul candidaților două mărgăritare. Și cred că Dumnezeu le va dărui acestor oameni care se botează, care încheie legământ cu Dumnezeu, le dăruiește două daruri. Primul dar și cel mai mare este mântuirea. Domnul să le dea la toți mântuirea. Celălalt dar, Domnul Iisus îl știe. Și știm că atunci când noi intrăm în trupul lui Hristos, nu rămânem șomeri, chiar dacă avem o vârstă mai înaintată, sigur și 100% un talent, cel puțin un talent, ne dă Dumnezeu. Așa că Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei patru. Fraților și surorilor, iubiți prieteni, ne aflăm aici în fața unui cuvânt foarte serios. Tot cuvântul lui Dumnezeu este serios. Dar gândiți-vă la urgența acestui cuvânt, gândiți-vă la faptul că o singură ocazie a avut un om ca să-L audă pe Dumnezeu. O singură ocazie. Poate că și tu, aflat aici, în seara aceasta, ai o singură ocazie și o singură șansă ca să-L auzi pe Domnul, să-ți vorbească Dumnezeu. Poate că Domnul ți-a și vorbit prin cântarea de laudă.
Poate că în timpul rugăciunii ți-a vorbit Dumnezeu, dar ne rugăm ca Domnul să vorbească în continuare. Fraților, surorilor, iubiți prieteni, dragi candidați, textul acesta vorbește despre trei lucruri care trimit la centralitatea lui Hristos în mântuire, centralitatea lui Hristos în salvarea sufletului nostru. M-am tot gândit, am vorbit din textul ăsta de multe ori și în multe forme, dar în seara aceasta am simțit și simt din partea Domnului să vorbesc pe partea aceasta, centralitatea lui Hristos. Faptul că voi sunteți aici, cred că Domnul v-a vorbit într-o zi, Domnul Iisus Hristos. Faptul că voi faceți legământ cu Domnul în apa botezului, întrebările care vi se vor pune, răspunsurile pe care le veți da, au legătură cu Domnul Iisus Hristos, cu numele Iisus Hristos. Și El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor și nu ne putem juca cu vorbele, nu, niciodată, niciodată. Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în textul acesta. Era vorba de un famen, uitați-vă, versetul 27, spune un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace și m-am uitat, am fost foarte curios, pentru că am auzit predici și mulți frați spuneau ministru. Măi, zic, o fi sau nu o fi ministru? Hai să vedem. Și am vrut să verific. Pentru că e bine să verificăm Biblia, să vedem și în special ceea ce auzim ca să nu alunecăm în eroare. Și când am cercetat, am găsit un răspuns care, să știți, m-a mulțumit. Spune versetul 27 că avea mare putere, adică dunastes, care poate să fie tradus prin principe sau slujbaș superior. Înseamnă că era cineva omul acesta. Deci vă dați seama că deja faptele apostolilor începe să ne arate și să ne reveleze niște convertiri uluitoare înaintea lui Dumnezeu. După ce este ucis Ștefan și începe prigonirea creștinilor, începe Domnul să ne arate niște convertiri. E convertirea acestui Filip, acestui famen etiopian, acestui principe, acestui slujbaș superior, acestui ministru, cum îl numesc unii. Este întoarcerea lui Saul. Saul era mare teolog, nu? Este până la urmă întoarcerea lui Corneliu. Corneliu este un capitan, un comandant în armata romană. Și găsim aici niște convertiri atâta de frumoase și totodată atâta de dramatice. Ce s-a întâmplat? Vine un înger al lui Dumnezeu și vorbește unui om cu numele de Filip. Filip era evanghelist. Filip stătea în rugăciune, îngerul îi vorbește și spune: fugi, unde? Du-te în pustie, spre miază zi, pe drumul care coboară la Ierusalim, spre Gaza, este pustiu drumul, dar am nevoie de tine acolo, pleacă. Și Filip se ridică și pleacă, 80-100 de kilometri. Gândiți-vă acum, fraților și surori, ce frumos ar fi să stăm la sfat cu Domnul și al doilea lucru, să ascultăm, fără să comentăm ceea ce ne zice Domnul. Acum gândește-te, stai la rugăciune și dintr-o dată auzi vocea: scoală-te și pleacă. Unde, Doamne? Pe drumul la pustiu. Doamne, da, s-a obosit, da așa, da așa. Vedeți, Filip, nu pune condiții. Păi măi, să fugi tu 80-100 de kilometri, da? Să te cheme Domnul, să du-te spre Cluj. Și tot te duci și ajungi până aproape de Cluj. Așa era altă dată, așa umblau înaintașii noștri. Ăștia mergeau peste dealuri, peste munți, pe unde îi trimitea Dumnezeu. Era în Bistrița un frate bătrân, a plecat la Domnul și într-o noapte aude vocea lui Dumnezeu, zice: ridică-te și pleacă. Unde, Doamne? Peste munte. Trebuia să treacă un munte, era noapte. Doamne, lasă-mă până dimineață. Nu, dacă nu mă ascult, să știi că e rău. Sunt niște copii acolo care strigă, care plâng, n-au mâncare. Du-te și du-le de mâncare. Doamne, dar de ce nu trimiți pe unul mai tânăr? Mă, n-am găsit, pe unul mai tânăr, numai pe tine,
Tu ești acum pe recepție cu mine, tu stai la sfat cu mine, ăia tineri un pic îți mai ocupați, că du-te, și-o trebuie să plece. Și-o trecut muntele și-o dat Domnul adresa exactă, adresa. Și-a ajuns dincolo de munte și ajunge la o intersecție. Domne, acum unde să o iau? Ia-o la dreapta, măi. Și-o luat-o la dreapta. Merge, Doamne, uite aici sunt mai multe case. Care-i casa unde mă trimiți? Casa cu tare, eu și-a arătat-o. Acolo trebuie să ajungi. Și când a ajuns și-a bătut la poartă și a venit dinăuntru fratele, că era tot un pocăit, era un frate, și-a venit la poartă și-a zis, bătrânul de la poartă zice, hai încoace că știa și numele, Domnul i-a zis numele, nu știe Ioane sau cum, hai Ioane încoace că ai purtat un om bătrân pe munți acum noaptea, da? Dar trebuie să meargă. Copiii acelui frate n-aveau mâncare și plângeau și spuneau, Doamne, trimite-ne mâncare. Și-o trebuie să vină bătrânelul să le ducă. Era pe recepție. Vedeți aici, Filip o ia și merge. Doamne, mi-ai vorbit? Da. Du-te. Bine, Doamne, mă duc. Ascultă, nu pune condiții și pleacă. Și ce se întâmplă? Era un alt om acolo, pe drumul acela. Omul respectiv venise de la 1500 de kilometri, nu erau de la 100 cât o venit Filip, era de la 1500 de kilometri. Și-o venit, vă dați seama, cu convoaiele acelea, cum era pe vremuri, cu cămile or fi venit, cu măgăruși, cu ce-o putut ei, cu cai, și-au ajuns la Ierusalim. Și știți de ce s-a izbit omul acesta când a ajuns la Ierusalim? Deuteronom 23:1. Acolo scrie un cuvânt foarte greu, foarte greu. Și mă gândesc când o fi ajuns el la Ierusalim, da, uitați-vă, famenul să nu intre în adunarea Domnului. Când o fi ajuns el la Ierusalim, să iasă un preot la portă, la templu, să spună, îmi pare rău, tu înăuntru nu ai acces. Poți să stai pe afară, pe la garduri, pe unde poți. Era curtea neamurilor, nu știu dacă l-or fi primit acolo, dar nu cred că nici acolo. N-avea drept să intre în adunare. Și era literă de lege. Și vă dați seama că omul acesta a venit la Ierusalim ca să se închine. N-a venit să facă afaceri, n-a venit pentru interese pământești, el a venit să-L caute pe Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta ești aici cu gândul să-L cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu e lângă tine. Dumnezeu îți vorbește în seara aceasta că ăsta e Dumnezeul nostru care are putere să vorbească. Mi-a plăcut mult de experiențele celor care merg pe câmpul de misiune și mai istorisesc, unii le țin ascunse. Fratele Gheorghică de la Șeulie, am înțeles că n-o vrut nimic să se audă din ce a făcut Domnul prin el, dar s-a mai auzit aici colo câte ceva, s-a mai auzit că Domnul odată când era la câmp, i-a zis, lasă toate uneltele și fugi. Unde, Doamne? În localitatea Cutare. Unde, Doamne? În locul Cutare. Și-a ajuns acolo. Și acolo era un om care vroia să se sinucidă, să se spânzure. Și-a ajuns la momentul potrivit și-a zis, stop, că Dumnezeu te oprește să nu-ți iei viața, să nu-și faci rău. Dar știați oameni cu trimiteri speciale? Cunosc un frate, trăiește încă. Și-a mers în misiune și predica. Și în sală era primarul orașului, era într-un oraș mare din țara noastră. Și în timp ce predica, el obișnuia să spună, Vasile, Ioana, Ana, cu tare, hai la Domnul. Și dintr-o dată i-a venit un cuvânt în minte și i-a pronunțat o poreclă pe care i-o spunea oamenii la primar. Nu știa nimeni că oficial avea alt nume, dar era poate un nume de alint sau poate o poreclă, nu era urât, era un nume frumos, cum mai zice, mitică. Și au zis, în seara aceasta Domnul vrea să te cheme. Omul ăla a fost răpuns în inimă că Domnul a fost prezent și i-a spus pe nume. Dar și în seara asta îți spune Domnul pe nume și spune, vino la mine că am nevoie de tine în lucrarea mea.
Ei au înțeles chemarea. Și chiar dacă Domnul nu vine să-ți pronunțe numele Alin sau Ana, în Biblie scrie foarte clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine, acolo în oricine ești și tu, și nu aștepta să vină Dumnezeu să-ți spună pe nume, că au fost puțini oameni în istorie la care le-a vorbit Dumnezeu pe nume, pronunțându-le numele lor. Nu aștepta asta. Biblia deja vorbește de 2000 de ani. Oricine crede în El să nu piară și să aibă ce? Viața veșnică. Și uitați-l aici, pe omul acesta, merge la Ierusalim, vrea să se închine și se întoarce de acolo. Drumul pustiu, sufletul pustiu, citește și nu se lasă. Putea să citească, fraților și surori, m-a interesat și problema asta, să știți. Am fost curios odată unde a apărut primul ziar, unde a apărut primul ziar în istorie, primul ziar cu știri. Primul ziar a apărut în Grecia, înainte de Iisus, cu mult. Niște știri așa se scriau pe niște tăblițe și le dădeau oamenii din mână în mână, era ziar. Păi omul ăsta putea să ia de la Ierusalim ziare, nu? Putea să ia tot felul de scrieri de pe vremurile alea, filozofii, înțelepții viacului și să cerceteze pe drum tot felul de lucruri, de, dacă vreți, fleacuri. Dar omul acesta a știut un lucru. 1. Mă duc la Ierusalim. 2. Mă duc să mă închin. 3. Dacă nu pot să mă închin, măcar să iau ceva din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu și vreau să o citesc. Și era pe drum și citea din cartea aceasta. Și uitați-vă la perseverența lui. Citește un capitol, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ajunge până la 53. 53 de capitole. Atât a citit. Și el, dacă Filip n-ar fi ajuns acolo lângă el, ar fi tot continuat să citească, să citească. Era însetat, era flămând după Dumnezeu și citea și citea și nu înțelegea ce citește. Și iarăși citea și mai mult citea, vroia să înțeleagă. Și deja aici ne apropiem de tema predicii din seara aceasta. Centralitatea lui Hristos în mântuirea omului. 1. Hristos este prorocul lui Dumnezeu. Sunteți de acord? Hristos știe totul. Cine a știut de omul acesta că a plecat în urmă cu an, cu poate luni de zile, că nu a fost ani, luni de zile, din țara lui să vină la Ierusalim? Cine? Iisus. Cine a știut că omul ăsta are o sete și o foame după Dumnezeu? Iisus, prorocul. Cine a știut să meargă și să-i trimită un înger la Filip? Iisus, de acolo s-a dat comanda, de la Domnul, din cer. Și îngerul merge și îngerul îi spune. Cine a sincronizat lucrurile în așa fel încât aceștia doi să se intersecteze, să se întâlnească exact la capitolul 53 din Isaia? Domnul Iisus Hristos, care le pune la cale toate lucrurile. Cine a rânduit ca voi să vă întâlniți cu Domnul atunci, acolo, și să vă vorbească Domnul, marele proroc al tuturor timpurilor, Iisus, cuvântul lui Dumnezeu, despre care spune Biblia, la început a fost cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era și este Dumnezeu. Și Domnul v-a vorbit și Domnul ne-a vorbit. Dacă ar fi aici să dea fratele Sever microfonul la fiecare, poate până dimineața am sta. Fiecare să spună, uite, mie mi-a vorbit Domnul așa, mie mi-a vorbit așa, mie așa, de ce? Iisus Hristos este marele proroc al lui Dumnezeu. Dar fraților și surori, haideți să citim de aici, din textul nostru. Omul acesta, versetul 28, se întorcea, ședea în car și citea pe prorocul Isaia, adică citea din cartea lui Isaia, prorocia lui Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul. Filip a alergat, a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Citea prorocul Isaia. Și versetul 32, locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. Isaia 53. Dar haideți să ne uităm o idee doar în Isaia. Isaia este numit evanghelistul Vechiului Testament. De ce? Cartea lui are 66 de capitole și se împarte în două părți mari.
este partea, să spunem așa, de Vechi Testament, partea judecăților, și omul ăsta, gândiți-vă, începe să citească. Și de la capitolul 1 la 12 e judecata lui Dumnezeu împotriva lui Iuda. Și spune aici Domnul: boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște iezlea, poporul meu nu mă cunoaște, vai de voi, vai de voi, vai de voi. Și este judecat împotriva lui Iuda și omul ăsta citește, se regăsește: măi, și eu sunt ca oamenii ăștia. A început cuvântul, marele cuvânt al lui Dumnezeu, marele proroc Hristos, prorocul lui Dumnezeu, să lucreze în inima lui. Plus că îl umple uimirea că de la capitolul 13 până la 27, cuvântul Domnului în Isaia vorbește despre judecata împotriva vecinilor lui Iuda. Și citește la capitolul 18 ceva ce îl pune pe gânduri. Aici vorbea cuvântul chiar despre Etiopia, despre poporul din care el venea. Și spune Dumnezeu aici că judecata lui se va pronunța și împotriva Etiopiei. Dar a fost aici și o promisiune care l-a pus pe gânduri. Vedeți? Hristos, profetul lui Dumnezeu, era la lucru. Și încă din Vechiul Testament, Hristos, profetul, i-a luminat pe proroci și Isaia a scris cartea lui prin influența, prin insuflarea Duhului lui Hristos, fraților. Și aici avem versetul 7, uitați-vă ce frumos, atât de frumos că până la urmă, dacă vreți, ăsta este o prorocie cu privire la famine și nu numai cu privire la el. Isaia 18:7. În vremea aceea, în care vreme, când va veni Mesia, se vor aduce daruri de mâncare Domnului oștirilor, de poporul cel tare și puternic, de poporul cel înfricoșat, neam puternic care zdrobește totul. Vor fi aduse darurile acolo unde locuiește numele Domnului, pe muntele Sionului. Era prorocie, era prorocie. Și a trecut omul acesta și de 18 s-a mirat, dar citește mai departe. Și ajunge la judecata lui Dumnezeu peste întregul pământ, de la 28 până la 35. Și apoi urmează o paranteză, o pauză acolo în care Domnul vorbește alte lucruri, 36 la 38, și începe partea a doua, partea, să spunem noi, de Nou Testament, da, de la capitolul 40, în care Dumnezeu face făgăduințe pentru poporul său, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, da, de la 40 până la 48. Apoi Dumnezeu zice: hotărât izbăvesc pe poporul meu, de la 49 la 57. Cum îl vei salva? Cum îl vei mântui pe poporul tău? Prin jertfa lui Hristos. Și avem capodopera aceasta numită Isaia 53, pe care ateii de-a lungul istoriei au spus-o și au spus greșit că, de fapt, creștinii au inventat capitolul 53 și l-au inserat apoi în cartea lui Isaia, pentru care atâtea detalii și atâta de exacte despre suferința lui Hristos, încât numai o persoană divină, ori ateii nu cred în divin, numai o persoană divină ar putea să spună așa ceva cu 700 de ani înainte. Și acum omul ăsta era aici. Era aici, la capitolul 53, și este mirat și spune: cine este cel care vorbește? O fi vorbit prorocul? Despre sine vorbește el? Sau despre altul? Și era foarte frământat. Și dintr-o dată aude o voce lângă el: înțelegi tu ce citești? Și se întoarce. Și îl vede pe Filip, pe omul ăsta prăfuit, așa, prăfuit. Dar de ce nu l-a trimis Domnul Hristos pe un înger, fraților? Că doar îngerul a mers frumos, rapid. Nu-i trebuia la înger transpirație. Nu-i trebuia să fugă. Îngerul mergea ca fulgerul. Rezolvai, spunea de Domnul și pleca înapoi. De ce nu a lăsat Dumnezeu pe un înger să-i predice la omul acesta? Știți de ce? Pentru că îngerii n-au simțit dulceața iertării prin sângele lui Hristos, așa cum o simțim noi. Este un vers de poezie, de cântare chiar, care spune: Domnul meu în infinit multe stele ține, pentru cine le-a zidit decât pentru mine?
Din neant, când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Și atunci eu pot să mă duc și să-i spun la altul, măi, hai să vezi ce înseamnă dulceața iertării. Am fost iertat, am fost spălat, am fost grațiat, mi-a spălat Dumnezeu tot trecutul. Fraților, deja mergem la partea a doua a mesajului din seara aceasta, centralitatea lui Hristos. Hristos e central ca proroc, dar Hristos e central în mesajul acesta și în întreaga Biblie, ca jertfa lui Dumnezeu. Amintiți-vă cum se vorbea în Vechiul Testament și cum urca Avram cu copilul lui, cu Isaac, pe munte. Și Isaac se uită și spune, tată, da, fiule, aici văd ceva cuțit. Văd și lemnele, ai pus în spinarea mea. Eu am mai fost cu tine la jertfă? Nu văd un lucru esențial, e cel mai important lucru. Și parcă l-ai uitat, tată. Care-i, măi, copile? Și tata știa? Știa răspunsul, știa tot, dar vroia să-l mai țină un pic. Tată, nu găsim mielul, nu știu unde e mielul, ce ai făcut cu mielul? Fiule, Domnul va purta de grijă. Dumnezeu n-a îngăduit să moară Isaac, pentru că n-avea niciun sens, niciun rost să moară Isaac. Isaac, dacă murea, poate murea pentru păcatele lui și atât. Dar au trecut secolele. Și aceeași întrebare s-a rostogolit, unde este mielul? Și-o pronunță răspunsul la întrebare, Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și uitați-vă aici, fraților și surori și iubiți prieteni care ascultați mesajul Evangheliei, pe lângă că Domnul Hristos e prorocul care știe totul despre noi, ce folos ar fi, nu? Să vină în seara aceasta un om și să-ți spună așa, astăzi ai mâncat cu tare, astăzi ai vorbit cu tare, ar fi minunat, ar fi extraordinar să spună. Dar când vine cineva și îți spune, ai păcătuit, ai o viață de păcat, din clipa aceasta păcatele îți sunt iertate. Asta e cea mai mare prorocie. Să-mi zică Domnul ce am vorbit ieri, ce am vizionat ieri, unde am umblat ieri, e extraordinar. Dar să vină și să-mi spună toată viața ta de azi înainte este un dosar nou, o viață curată. Doamne, dar stai că eu am făcut cu tare lucru, nu mai contează, nu mai știu nimica. Extraordinar, fraților, păi asta e cea mai mare minune. Ne întâlnim cu Hristos jertfa. Priviți aici, în textul nostru, versetul 32. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. Care? El. Care el? Asta nu mai înțelege aici omul ăsta, famine. Nu mai înțelege. Care el? Și citea în Isaia, în 53. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Rogu-te, spune famenul în 34. Despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Și privim aici la Hristos jertfa. Biblia vorbește mult despre tema aceasta, dar vă îndemn să deschidem la 1 Petru și să vedem puțin cum îl zugrăvește Apostolul Petru prin Duhul Sfânt pe Hristos jertfa. Și Cartea Evreilor, și Cartea Evreilor vorbește despre el în chip minunat. Ne uităm la 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 20 în jos. Ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Asta e o chestiune practică pentru noi. Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Ok, te duci la servici, te duci la școală și vine cineva și zice, pocăitule, și îți vorbește așa de urât,
Și așa te batjocorește și așa de rău îți cade câteodată. Și Domnul zice, dacă faci lucrul acesta și suferi cu răbdare, că ești un om bun, că ești un om model, lucrul acesta e plăcut lui Dumnezeu. Dar de ce, Doamne? Versetul 21. La aceasta ați fost chemați, dar cum așa? Păi nu vă numiți voi creștini? Ba da, Doamne! Păi ce înseamnă creștin? Păi creștin vine de la Hristos și asta înseamnă Hristos mic. Tu trebuie să fii ca și Hristos. Dar cum a fost Hristos? Și vedeți, aici ne-l arată pe Hristos jertfa. Uitați-vă, versetul 21. Odată, plata, ce-a plătit Hristos pentru noi? Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, doi, planul, și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Vedeți, este un plan și voi trebuie să mergeți pe urmele lui exact cum a suferit Hristos, să suferiți și voi. Trei, el n-a făcut păcat, caracterul jertfei. El n-a făcut păcat, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Și imediat aici la caracter merge mai jos. Vedeți, pe lângă puritate, curăție, găsim răbdarea jertfei. La 23, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era chinuit, nu amenința. Și se supunea dreptului judecător. Apoi vedem tot aici la caracterul jertfei, pe lângă puritate, pe lângă răbdare, trăsături de caracter, suferința. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Dar de ce, Doamne? Pentru o biruință finală. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Doamne, cercetează-ne! Vedeți, Hristos jertfa, Hristos mielul, Hristos care își dă sângele pentru noi. Am citit într-o carte și m-a marcat lucrul acesta. Spunea autorul că mântuirea unui om, vedeți, a fost un pic mai dramatică. Așa sunt unele experiențe. Un pic mai dramatică a fost mântuirea acestui om. S-a întâlnit cu Hristos jertfa, cu Hristos mielul, într-un vis de noapte. El tot nu voia și nu voia să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul, și într-o noapte s-a visat iepure. Auzi? Să te visezi iepure. Cum e asta? Îs om, Domnule, și într-o noapte mă visez că ai urechi, nu? Și că fugi, că-ți bate inima de numa. Și îl urmăreau niște lupi. Îl urmăreau în vis. Și el a știut și a fost conștient că lupii aceia sunt tocmai păcatele lui, care îl urmăresc și vor să-l devoreze, să-l sfâșie, să-l facă nimic. Și atunci a început să alerge și a alergat și a alergat și lupii erau după el. Și a alergat pe un munte și s-a urcat. Și dintr-o dată, pe când erau să-l înhațe lupii, vede o cruce albă și sare și se ascunde în spatele crucii acesteia. În momentul acela, în visul lui, lupii negri s-au prefăcut ca niște fuioare de fum, așa, și-au dispărut. Și el a rămas liber și a știut că prin sângele lui Hristos capătă iertare, vindecare, grațiere, eliberare de păcatele lui. Scapă de lupii din viața lui. Oare ce lupi din viața ta te-au împovărat? Ai devenit dependent? Nu poți să lași țigara, nu poți să lași băutura, nu te poți lăsa de femei, ochii ți se uită după nevestele altora și te gândești la prostii. Așa cum spune Biblia, ce lupi din viața noastră ne urmăresc și ăștia ne devorează? Este exact imaginea asta plastică din visul acestui om. În Vechiul Testament a zis Domnul către Israel, dacă nu te vei pocăi, cu alte cuvinte, dacă nu vei sta lipit de mine și dacă vei păcătui, să știi hotărât, păcatul te va ajunge. Și evreii au preluat, că sunt comentatorii de-a lungul secolelor, au preluat cuvântul ăsta din Tora lui Moise și au zis, păcatul seamănă cu un câine care se ia după tine și fuge și fuge și dacă tu nu te furișezi unde trebuie și n-ajungi într-o cetate de scăpare, te sfâșie, te omoară, te devorează. Și așa este. Ce lup din viața mea mi-au făcut viața amară. Omul ăsta a visat
Și când s-a trezit dimineața, a zis, mă duc să mă împac cu Dumnezeu, că prin crucea Lui și prin jertfa Lui eu pot să am viață veșnică. Fraților, surorilor, iubiți prieteni, nu amânați întâlnirea cu marele nostru miel al lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul sfânt aici și recitesc pentru că e foarte important pentru noi. Famenul citește în cuvântul sfânt în Isaia și cuvântul pe care el nu l-a înțeles era acesta. El, Hristos, mielul, a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura, în smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Evrei, capitolul 8, uitați-vă ce frumos spune aici, căci ca o mustrare, zice de la versetul 8 în jos, a zis Dumnezeu lui Israel, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și casa lui Iuda un legământ nou. Și iată legământul pe care îl voi face cu tine în seara aceasta, zice Domnul. Voi pune legea mea în mintea ta, voi scrie legea mea în inima ta. Eu voi fi Dumnezeul tău, tu vei fi poporul, vei fi copilul meu. Și nu vor mai învăța, spune versetul 11, fiecare pe vecinul sau fratele său zicând, cunoaște-l pe Domnul. De ce? Vine Duhul Sfânt, Marele Învățător în mine, în tine, în inima mea și mă ajută să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac una cu moartea Lui. O să vedeți dumneavoastră. Atunci când slujitorul lui Dumnezeu, ne spune Cartea Romanilor, capitolul 6, când slujitorul lui Dumnezeu îl ia pe candidat și îl scufundă în apă, de fapt acesta este un gest simbolic, are legătură cu Evrei, capitolul 8. În momentul când el e scufundat pentru o secundă în apă, el mărturisește că este mort față de trecutul lui și viu pentru Dumnezeu. Pentru că se identifică cu moartea lui Hristos, dar se identifică și cu învierea lui Hristos. Hristos a stat 3 zile și 3 nopți în adâncul pământului. Noi nu putem sta mai mult de câteva secunde sub apă, că ne necăm. Și atunci în chip simbolic, în momentul în care este ridicat omul din apa botezului, el mărturisește că este viu, a înviat împreună cu Hristos la o viață nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile sunt noi. Și asta este doar un simbol, pentru că vine Petru și spune, oameni buni, să nu credeți, Sfântul Augustin când a fost el copil a fost bolnav, grav bolnav, și aiura așa, halucina, avea halucinații și când se trezea zice, mamă, adă preotul să mă boteze. Bietul de el credea că botezul poate spăla de păcate. El se temea să nu moară și se gândea că botezul îl spală de păcate. Nu te spală botezul de păcate. Și vorbim biblic. La noi, la Câmpia Turzii, unde am crescut până la 14 ani, într-o zi a venit fratele Sașa, un frate bătrân, să se boteze. Acum nu mai e printre noi, dar a fost biet om foarte sincer. A venit, s-a botezat și vine după câteva zile la fratele Cia, spune, frate Cia, zice-s foarte necăjit, dar de ce, mă, omule? Păi zice, eu am crezut că botezul mă spală de păcate și zice, aveam o gură tare spurcată și vorbeam urât cu nevasta. Când am fost în apa botezului, zice, am căscat gura și mi-am botezat limba. Dar zice, m-am dus acasă și așa m-am certat cu nevasta. Zice, nu știu ce e cu mine, nu mi s-a pocăit limba, frate, îi spunea păstorului. Și a trebuit fratele să vină să explice. Oameni buni, uitați-vă ce spune Sfântul Petru, că nu vorbim din închipuiri. Citesc 1 Petru 3 cu 21. Icoana aceasta, uite că și pocăiți au icoane. Da, avem și noi icoane. Nu-s pe pereți, e aici în Biblie, icoana. Icoana aceasta închipuitoare, dar e o icoană închipuitoare, adică e o imagine, în alte cuvinte. Vă mântuiește acum pe voi și anume ce? Botezul, Sfântul Petru, da? Marele Apostol Petru spune asta. Și ce-i botezul sau ce nu este botezul?
nu este o curățire de întinăciuni trupești, adică de păcate, ci e mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. De aceea, înainte de botez, noi îi luăm pe candidat și analizăm viața lor și ne rugăm cu ei și întrebăm dacă s-au pocăit cu adevărat, dacă și-au mărturisit păcatele, tocmai ca în momentul în care ei se coboară în apa botezului, să aibă mărturia de aici, a unui cuget curat, cugetul lor să nu mai vină și să spună: mă, tu n-ai dreptul să te botezi, că asta n-ai mărturisit-o. Nu, nu! În momentul acesta, dacă ați uitat cumva să mărturisiți ceva, în momentul acesta rugăm sângele lui Hristos să vă spele, să vă curățească, să vă înnoiască inima voastră și interiorul vostru și să coborâți în apa botezului cu mărturia unui cuget curat și cu prezența lui Dumnezeu peste voi. Domnul să vă binecuvinteze! Dar uitați, vedeți, acesta este, dacă vreți, definiția botezului. Nu-i curățire de întinăciuni trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Ne întoarcem în textul nostru. În Evrei, în capitolul 8, versetul 12, continua și spunea: le voi ierta nelegiuirile în legământul nou și nu voi mai aduce aminte. Păi, fraților, surorilor, iubiți prieteni, credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu cunoaște tot ce am făcut și ce am zis și ce am gândit? Tot știe, tot știe Domnul. Dar faptul că El a scris aici, uitați-vă, prin Duhul Sfânt: nu-mi voi mai aduce aminte de păcate. Sunt unii care zic: mă, eu m-aș pocăi, mă. Dar atâta sunt de păcătos că nu sunt sigur că Dumnezeu mă mai primește. Ați întâlnit oameni de ăștia? Eu am întâlnit mulți. M-aș pocăi, m-aș întoarce. Nu sunt sigur că Dumnezeu mă mai primește. Și povesteau frații de la Deva că în zona lor un om așa s-a pocăit, tot printr-un vis. S-au pocăit prietenii lui, el se vedea foarte păcătos, foarte rău și a zis: nu mă pocăiesc, Dumnezeu sigur n-are nevoie de un păcătos ca mine, Dumnezeu are nevoie de alții un pic mai morali. Toți prietenii mei s-au pocăit, ei au fost mai buni ca mine, eu am fost un ticălos, eu eram capul răutăților, nu mă pot pocăi. Și într-o noapte are și omul ăsta un vis. Un înger îl ia de mână, îl duce într-un depozit, trage niște sertare, arată niște dosare, erau pete, uite așa de sânge, ca și ștampila, pe fiecare dosar, erau acolo. Și omul ăsta se uită și vede, scrie numele unui prieten, pată de sânge, deschide îngerul dosarul alb, curat, l-a albit sângele lui Hristos, altă pată de sânge, alt dosar, altă pată, tot trecutul, așa cum cântăm, era șters, era curat. Dar vede un dosar pe care era o pată mare, o ștampilă mare și și-o dat seama că acolo a fost nevoie de o intervenție mai specială a sângelui lui Hristos. Și era curios, a văzut numele. Domnule, zice către înger, eu l-am știut pe omul ăsta, că era un om mai moral decât mine. Dar ce-a făcut omul acesta de a trebuit atâta sânge pentru a-l ierta? Și îngerul se uită la el: vrei să cunoști răspunsul lui Dumnezeu? Da, vreau. A zis Dumnezeu că nu-și mai amintește. Auziți? Și-a fost un vis al uneia din zona Deva. Și când a auzit că Dumnezeu nu-și mai amintește, a zis: de așa Dumnezeu am nevoie și eu. Că nu mai vreau să-și amintească, că mi-e rușine mie de trecutul meu. Vreau să mă împac cu acest Dumnezeu. Și a fost clipa mântuirii lui, clipa întâlnirii lui cu Domnul. Și să știi, ești în seara aceasta aici, Domnul nu mai vrea să-și amintească orice ai făcut în trecutul tău. El vrea 100% să-și pună sângele pe viața ta, să-și pună mâna peste creștetul tău, să vină cu Duhul Sfânt în viața ta și să te transforme, să te înnoiască și dosarul tău să fie un dosar alb, curat. Doamne, ajută-ne! Și îl vedem în a treia ipostază pe Hristos, Domnul, aici, în fapt, în capitolul 8, da? Este Domnul și Dumnezeul nostru, vedeți? E frumos să vorbim de Cel care știe totul despre noi, care are ochii ca parafocului de Hristos, profetul. E frumos să vorbim de Hristos, jertfa, dar știți cum? Sunt unii, nu știu dacă ați văzut câinii ăia bătuți,
sunt niște câini bătuți, că tot așa se uită pe lângă tine, așa. Cam așa sunt un fel de creștini bătuți, îs bătuți de diavolul, ca și câinii. Și ăștia nu-L au pe Dumnezeu Domn în viața lor, îl au numai Mântuitor. Doamne, iar am căzut, iar am păcătuit, iartă-mă. Vine mâine, Doamne, iar am păcătuit, iartă-mă. Vine poimâine, Doamne, iar am păcătuit, iartă-mă. Ei L-au luat pe Hristos ca jertfă, dar nu ca Domn. Hristos e Domn și Mântuitor. Din momentul în care eu vreau să mă împac cu Dumnezeu, eu îl iau Domn. Știți ce înseamnă asta? Când mai vine diavolul în viața mea, și s-a întâmplat cu Sfântul Augustin, după ce l-a întâlnit pe Domn, a auzit o voce de copil, a citit în Romani, în capitolul 13, l-a atins Domnul, l-a mântuit, merge pe drum și se întâlnește cu el o femeie de-a de moravuri ușoare cu care el altădată cu prietenii au făcut multe, multe ticăloșii. Și femeia asta se uită, zice, Augustin, dragă, Augustin, stoia la fugă, femeia fuge după el, nu mă mai cunoști, nu mă mai cunoști. Și el striga, nu mai sunt eu, nu-i mai Augustin, nu mai sunt eu. Și o vorbi cu Biblia, nu mai sunt eu, Hristos trăiește în mine. Din momentul în care m-am întâlnit cu Hristos, El e Domn, e stăpân în viața mea și nu mai sunt eu. Nu mai sunt eu cel de altă dată, nu mai sunt eu cel care înjura, nu mai sunt eu cel care fura, nu mai sunt eu cel care umbla la nevasta altuia. Eu sunt altuia, eu am trecut în custodia lui Dumnezeu. Dumnezeu e Mântuitorul meu, Domnul meu, Împăratul meu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor din viața mea. Și îl vedem aici pe Hristos, Dumnezeul, Hristos împăratul. Filipe, despre cine vorbește aici prorocul? Stai că spun, zice Filip. Și uitați-vă de la versetul 35, a început de la scriptura aceasta. Și spune, fii atent că în Geneza se vorbește despre sămânța femeii, șarpele i-a ispitit pe primii oameni. A venit Dumnezeu și a zis, vrăjmășie voi pune între tine șarpe și sămânța femeii. Și acolo e huzera, e safera, e o expresie care trimite la singular masculin. Și e vorba exact de o sămânță, nu de mai multe. Era vorba de Hristos. Vine sămânța femeii, zdrobește capul tău șarpe, tu îi vei zdrobi călcâiul. Și așa s-a întâmplat. Zdrobirea călcâiului lui Hristos, rănile de pe cruce, moartea de pe cruce, aia a fost zdrobirea lui Hristos, a călcâiului. Dar diavolul are capul zdrobit. Puterea șarpelui nu mai există. A fost zdrobită la Golgota. Hristos e Mântuitor și Domn aici în Biserica Betel, fraților. Biserica asta se numește Betel, casa lui Dumnezeu. Dumnezeu e stăpân aici. De azi înainte voi nu mai aveți stăpân pe diavolul, numai pe Dumnezeu. Pe mine m-a ispitit diavolul după ce m-am botezat și m-a și botezat Domnul cu Duhul Sfânt. A venit diavolul și a zis, mă, știi că scrie, că diavolul cu Biblia te bate cel mai bine. Știi că scrie în Biblie că cel născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Ea încearcă să păcătuiești. Așa m-a ispitit. Ei, după ce am încercat și am văzut că am putut păcătui, iar a venit diavolul. De azi înainte ești lepădat. L-ai călcat pe Hristos și sângele Lui în picioare. Ești lepădat. Fraților, am avut insomnii, n-am putut să dorm, am plâns, m-am rugat, l-am căutat pe Dumnezeu. Știți de ce? N-am înțeles că din momentul în care eu sunt născut din nou, mi-am schimbat stăpânul. Eu nu mai trebuie să ascult de diavolul, eu nu mai trebuie să ascult de firea pământească, stăpânul meu este Hristos. Și aici, în Târgu Mureș, în Betel, uitați-vă, vine stăpânul Hristos și spune din Geneza, din Exodul, dacă vreți, de mielul din Exodul, toată Biblia, toată Scriptura este, poartă amprenta acestei jertfe a lui Dumnezeu, a lui Hristos. Și vorbește și vorbește și vorbește și Filip îi spune că într-o zi Hristos s-a botezat în apă și când ajung la apă și famenul, parcă iluminat așa de o bucurie. Uite apă, vreau să mă botez și eu. Măi, se poate, mă, dar trebuie să mărturisești aici că te-ai întâlnit cu Hristos, jertfa lui Dumnezeu, cu mielul, că ți-a iertat păcatele și că te-ai întâlnit cu Domnul, că e Domnul și Mântuitorul tău. Crezi în Iisus Hristos? Și el spune, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ești împărat?
e și proroc, e și jertfă, e planul lui Dumnezeu pentru mine, e Mântuitorul și Domnul meu. Și atunci se coboară în apă, e scufundat în apă și când se ridică, nu-l mai vede pe Filip, era la altă evanghelizare, l-a luat Duhul Sfânt pe sus și l-a dus, era la evanghelizare. Și acum el, plin de bucurie, pleacă în țara lui să le vestească la oameni că există un Hristos care este proroc, care știe trecutul, prezentul, viitorul. Există un Hristos care este Mesia, e unsul lui Dumnezeu, e jertfa, e mielul. Există un Hristos care e Domn. Împărăteasa Candace poate să-mi spună multe din lucrurile astea, au fi spus famenul, din lucrurile astea administrative, o ascult, dar dacă îmi zice să mă duc să mă închin la alți Dumnezei, nu mai ascult. Eu mi-am schimbat Dumnezeul, mi-am schimbat stăpânul, îl cheamă Iisus Hristos din Nazaret. Fraților, iubiți prieteni, Domnul să ne ajute pe toți să ne întâlnim cu Marele Hristos și în centrul vieții noastre să fie Iisus. S-a dus un martir undeva în centrul orașului și ca să-i dea sentința, i-au zis, te rog frumos, spune-ne 3 puncte principale din doctrina ta. Ce învățătură ai? Și el a strigat, 3 puncte principale, Iisus, 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 astea-s punctele mele principale, asta e doctrina mea. Și fraților și surori, biserica Betel a stat și stă înaintea lui Dumnezeu și stă în picioare numai prin Iisus, prin jertfa lui Iisus, prin puterea lui Iisus, prin domnia lui Iisus. Iisus e totul totului tot în viețile noastre. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Amin.